Te salut, Laurențiu, sunt și de data aceasta am să-ți arăt un tutorial în care îți voi arăta cum să îți creezi un short link în cazul în care nu ai un domeniu. Deci tot ce trebuie să faci este să te duci la, din nou, la meniu, ok, la aplicații. Și aici sunt toate aplicațiile pe care builderul le are la dispoziție. Și de aici tu o să-ți alegi All Tools, da? Scrii short link. Short link. Dai click aici, unde scrie short link. Dai add, în cazul în care nu l-ai instalat, ca să-l instaleze. Faci câteva secunde și gata, este instalat. Go to dashboard. Și aici poți să scriezi propriul tău link scurt. Nu? Bun. Și fiindcă ne-am dus la dashboard și nu am dat click direct pe URL shorter, ne-a dus la dashboard. Și fiindcă site-ul ne-a dus la dashboard, trebuie să dăm aici URL short. Și practic ultima aplicație pe care ne-am instalat-o. Și dăm aici click enter. În cazul în care nu am fi dat click pe dashboard, acum ori de câte ori vrem să ne ducem la el, trebuie doar să ne ducem la aplicații, fiindcă l-am instalat. Și mai scriem o dată URL shorter, da? Da, în cazul în care nu ți apare butonul, ca să știi URL shorter. Și acum dăm Enter. Dacă dăm Enter, ne introduce direct. Dacă dăm Go to Dashboard, cum am dat mai devreme, ne duce să vedem tot dashboard-ul cu toate aplicațiile instalate. Dar l-am scris cu Search și am dat Enter. Am intrat în interior. Și după ce am intrat în interior, ne pune să ne creăm linkul. Și aici, practic căutăm linkul pe care avem, dar aici trebuie să-i introducem în dreapta jos. Și hai să facem un test cu un link pe care noi îl avem deja. Intrăm în Citac ca să luăm de exact linkul site-ului tău. Da? Intrăm în Citac, unde avem site-ul nostru. Și acesta este, da? Dăm click stânga pe cele trei butoane din dreapta și ne ducem Go to Website. La mine apare sacul cu bani, fiindcă eu am deja un domeniu. Însă, în cazul în care tu nu ai un domeniu, tot ce trebuie să faci este să iei acel link foarte, 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 foarte lung, îl salvezi, dai click dreapta, copy, te duci la shorter link. Îl pui și scrie short link. S-a creat un link scurt, adică acesta. Aici, duci la settings, poți să editezi aici, să scrii ceva drăguț, cum vrei tu, comisi, pui tu ceva, comisioane, alegi tu un domeniu, fix ce vrei tu, da? Nu știu. Online. Am dat doar un exemplu, da? Poți să pui fix ce vrei tu. Dai save. Da? Și acum apare așa. În loc de acele litere urâțele, acum apare cum să faci bani online. Dacă vrei să editezi, poți să pui orice altceva. Poți să pui și așa cum se fac cum să faci bani online. Ca să fie mai ușor de citit, cu minus între cuvinte, doar că trebuie să fie maxim 20 de caractere. Na, cum să faci bani. Na, cum să faci bani. Sau business-ul meu, business-ul meu. Scrii fix ce vrei tu, ok? Dai save și după aceea dai click pe astea trei puncte și ți-a copiat linkul.
dai clic dreapta și oriunde l-ai pune, l-ai pune direct și practic nu ai nevoie de, nu ai nevoie de domeniu. Da? Sper că am făcut cât se poate de înțeles și vreau să-ți mai arăt ceva foarte fain. Închidem aici. Da? Vreau să-ți mai arăt ceva ca să editezi un pic, închid ce am deschis, ca să mai editezi un pic acel link foarte lung. Dai click aici și dai settings. Îi dai click stânga, în dreapta, îi dai click pe settings. Și aici la settings, da? Adresă URL, comisioane pe plătit automat, copii, copii și așa mai departe. La tine o să apară altfel. Editează titlul și adresa și aici sus o să ai un nume mult mai drăguț de cel pe care ți-l recomandă ei. Da? Și așa acel link foarte lung va fi unul lung, dar drăguț, personalizat cu numele tău. Da? Este foarte simplu. Ha, e simplu și îți urez mult succes, ai cât mai multe vizualizări pe noul tău site. Pa, pa!